Tati? Da? Unde mergem noi acum? La flori. Și ce facem acolo? Facem o poză. Da. Mergem la studio să facem poze pentru posterul noului show cu care mergem în turneu la toamnă. Da? Da. Mergem la Florii la studio? Da. Și ce facem acolo? Facem o poză. Și eu mă apropii. Și după aia mergem. La Florii. E după aia în parc. Și după aia mergem în parc. Și după aia mergem la Florii. 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 Nu poți mă vedea. Nu poți să mă vezi, tati. Nu poți să mă vezi. Tati, nu poți să mă vezi. Nu te văd, nu. Bun. Aici erai? Da. Foarte mult pe tati. Ce toftici? Tati, da. Cine era la Ilinca la petrecere? Cu cine te-ai întâlnit? Cu Elsa. Cu Elsa și ce-ai pus-o pe Elsa să facă? O gheață. Și a făcut gheață? Nu. Păi da, pentru că Elsa e bălăloaică. Da. Te rog, poți să zici eu? Ia, ține tot, tati, fă tu vlog, da? Da. Când vrei tu, la tati, când mergi la Florii, ne jucăm. Gata, tati, am ajuns. Ușurel. E prea rapidă ușa asta. Da? Ia, ia uite. Ia zi, ce faci noi? Zi, mami, bună dimineața! Bună dimineața! Cum spui, mami? Păi da? De acasă ne-a zis că o să ne dea o bomboană! Deja vezi. Și eu. Ia, de acasă știa că o să primească o bomboană. Ce-ai primit, tati? Eu am primit o bombonică acum. Bravo, tati! Ia e Flori. Hei. Am filmat-o pe Eva și tot drumul le-a zis oamenilor că tu ești Flori. Bine ați venit. Hai, bună. Thank you.
Gata. Pa, pa Flori, pa. Pa, pa. Eva, hai, tati. Pa, pa Eva. Am făcut vreo 300 de poze ca să folosim una. Nu-i așa, tati? Da. Am făcut o poză cu tati. Afară plouă torențială. Aveam de gând să filmez ceva afară astăzi, dar nicio șansă acum. Dar lasă că o să vă arăt cum să fac sandwich-urile alea, că m-ați nebunit cu comentariile legate de sandwich-uri. Bun, ca să facem sandwich-urile astea ai nevoie de pâine pătrată, salam pătrat, cașcaval pătrat, mă rog, știu că nu e pătrat, e dreptunghiular, dar mă rog să pune, unt, ceapă și un toaster. De asemenea, îmi trebuie un cuțit pe care înainte de toate trebuie să-l ascut. Haideți să vă arăt ce ascuțitoare am eu. Gata, cuțitul e ascuțit. Am nevoie de un fund de ca să lucrăm mai bine. Am uitat să zic că e nevoie și de niște sos de roșii sau roșii direct, dacă aveți. Asta este cel mai nesănătos sandwich posibil, adică nu vi-l prezint ca voi, ia uitați ce mâncare bună, nu, este doar gustoasă și atât, în rest vă omoară în maxim 2 ani de zile. Secretul e cașcavalul, să fie cașcaval pe bune, și să nu te calicești la cât pui. E important ca și la pizza să fie din belșug. Nu încercați cu mozzarella, nu e la fel de bun, ca și ca valoare și un gust. Deci este fix Masterchef asta, vă dați seama, nu? Mamă, deja mustră ochii de la ceapa asta, în orică e suficientă. Nu trebuie să pui foarte multă, dar e foarte important să o pui. Este practic ingredientul secret. Dacă pui ceapă, iese bun, dacă nu pui ceapă, iese doar ok. Uite, măi, tata, am plâns cu lacrimi. Am un pic de ceapă, doamne, ce ceapă e asta. Asta este un toaster sau un sandwich maker, nu este foarte scump, cred că găsiți și la 40-50 de lei. E important să punem unt. Și acum așteptăm, un minut, două, trei. Astea nu sunt cele mai bune sandwich-uri, sunt doar niște sandwich-uri care îmi plac mie foarte mult, o rețetă care îmi place mie foarte mult, nu sunt deloc sănătoase, sandwich-urile astea conțin tot ce este mai rău pentru noi, cel puțin așa mi s-a spus, dar asta nu le face mai puțin bune. Așa arată. Thank you.
Da. Eu le-am făcut tu strângi.